S-a născut în însorita Californie, mai precis la Hollywood, pe 25 noiembrie 1971 și este în principal cunoscută datorită distribuirii sale în rolul Kelly din familia Bundy. Cinefilii care au urmărit cariera Christinei Applegate cunosc amănunte despre aparițiile americancei în filme precum Don't Tell Mom, The Babysitter's Dead, The Big Hit, The Sweetie Sings și altele. Drumul succesului se deschidea pentru Christina la 16 ani, când interpreta rolul Kelly Ditzy Bundy în serialul comic Married with Children. Prima apariție la televiziune a actriței avea loc la 3 luni alături de mama sa în câteva reclame, iar debutul pe marele ecran se produce însă pe când actrița avea 9 ani și apărea în 2 filme, unul dintre acestea fiind Beatlemania. Applegate continuă să joace în filme precum Just Visiting, 2001, The Sweetie Sings, 2002, Heroes, 2002, etc. Comedia de televiziune Samantha Who este serialul în care Christina Applegate joacă rolul unei femei de 30 de ani care, după un accident, suferă o amnezie și trebuie să-și redescopere viața. Despre actrița americană se mai știe că a făcut obiectul unor știri care anunțau prin 2008 că suferă de cancer de sân și că în urma unei duble operații de mastectomie s-a vindecat. Ușor de memorat despre Christina Applegate este că a deținut rolul lui Kelly din familia Bundy, iar maniera la care pune în valoare tipul blondei foarte frumoase, dar nu la fel de dotată din punct de vedere al istețimii, contează mai mult decât lucrurile intime legate de sănătatea actriței. Și încă ceva, o blondă mai haioasă și mai agreată de generația tânără de după anii 80 s-ar putea să nu se fi lipit de tinerii la care tocmai am făcut referire. No, sir.